Bună ziua, numele meu este Daniela Efrim și astăzi vom vorbi despre media geometrică. Vom vedea care este definiția, interpretare algebrică și geometrică, mod de utilizare și aplicații. Media proporțională sau geometrică a numerelor pozitive x și y este numărul real pozitiv radical din x ori y. MG, cum se notează media proporțională sau media geometrică, se calculează doar pentru numere reale pozitive. Interpretarea algebrică. Media proporțională reprezintă numărul MG din proporția. MG supra X este egal cu Y supra MG. Obținem MG pătrat egal cu X ori Y. MG este egal cu radical din x ori y. Vrem să calculăm media geometrică a numerelor 3 și 12. MG este egal cu radical din 3 ori 12, adică radical din 36, care este 6. Avem în imagine și o interpretare geometrică. După cum se observă, area suprafeței dreptunghiului cu lungimea de 12 și lățimea de 3 este egal cu area suprafeței pătratului cu latura de 6. Să determinăm care este media geometrică a diametrului unei celule a pielii și a diametrului pământului. O celulă a pielii are diametru de aproximativ 3 ori 10 la minus 8 metri. Diametrul pământului este de aproximativ 1,3 ori 10 la 7 metri. Media geometrică este egal cu radical din 3 ori 10 la minus 8 ori 1,3 ori 10 la 7, care este egal cu radical din 3,9 ori 10 la minus 1. Am obținut astfel că media geometrică este radical din 0,39, adică aproximativ egal cu 0,6 metri. Și acum, ca o glumă, un copil are aproximativ 0,6 metri înălțime. Deci, putem spune că un copil este la jumătatea drumului dintre o celulă și pământ. Haideți să vedem o aplicație a mediei geometrice în domeniul financiar. Dacă aveți 10.000 de lei și primiți 10% dobândă pentru cei 10.000 de lei în fiecare an, timp de 25 de ani, suma dobânzii este de 1.000 de lei în fiecare an, timp de 25 de ani, deci 25.000 de lei. Cu toate acestea, acest lucru nu ia în considerare profitul. Acest calcul presupune că primiți doar dobândă plătită pentru 10.000 de lei, bani inițiali, și nu pentru cei 1.000 de lei adăugați în fiecare an. Dacă investitorul primește dobânzi plătite pentru dobândă, aceasta se numește dobândă compusă, care se calculează utilizând media geometrică. Media geometrică este utilă atunci când avem de comparat obiecte cu proprietăți diferite. Doriți să cumpărați un aparat de filmat. Da? Primul aparat are zoom-ul de 200 și are în recenzii scorul de 8. Un al doilea aparat are zoom-ul de 250 și primește scorul 6 în recenzii. Compararea folosind media aritmetică obținută este 200 plus 8 supra 2 egal cu 208 supra 2 egal cu 104. 250 plus 6 supra 2 pentru cel de-al doilea aparat avem o medie aritmetică de 128. Zoom-ul este un număr atât de mare încât evaluarea utilizatorului se pierde. Dacă ar fi să cumpărăm, am alege al doilea aparat de fotografiat. Comparând cele două aparate folosind media geometrică, avem pentru primul aparat radical din 200 ori 8 egal cu radical din 1600, care este egal cu 40, iar pentru cel de-al doilea avem radical din 250 ori 6 egal cu radical din 1500,
care este aproximativ 38,73. Chiar dacă zoomul este cu 50 mai mare, ratingul mai mic al utilizatorului de 6 este încă important și atunci am considerat că ar fi mai convenabil să cumpărăm primul aparat de fotografiat. Vom rezolva pe rând cele 6 aplicații propuse. Pentru prima aplicație, trebuie să calculăm media geometrică a numerelor 2 și 8. Radical din 2 ori 8 este egal cu radical din 16 și este egal cu 4. Media geometrică a numerelor 2 și 8 este 4. Cea de-a doua aplicație. Trebuie să calculăm media geometrică a numerelor radical din 2 și radical din 8. Vom avea radical din radical din 2 ori radical din 8, care este radical din radical din 16. Radical din 16 este 4, iar media geometrică este 2. Cea de-a treia aplicație, calculați media geometrică a numerelor 8 supra radical din 5 și radical din 5 supra 4. Radical din 8 ori supra radical din 5, de înmulțit cu radical din 5 supra 4, este egal cu radical din 8 supra radical din 5 ori radical din 5 supra 2, care este egal cu radical din 8, simplificăm radical din 5 cu radical din 5 supra 2 și ne dă radical din 4, deci am obținut că media geometrică a numerelor este 2. Cea de-a patra aplicație. Media geometrică a două numere reale pozitive este 27. Unul dintre numere este 81. Care este celălalt număr? Avem radical din 81 ori x este egal cu 27. Radical din 81 ori radical din x este radical din 81 ne dă 9, ori radical din x egal cu 27. Împărțim la 9, deci avem că radical din x este egal cu 3. De unde rezultă că x este egal cu 9. Aplicația 5. Avem șirul radical din 5, 5, 5 radical din 5, 25, 25 radical din 5 și așa mai departe. Punctul A. Trebuie să verificăm dacă începând cu al doilea termen, da, un termen al șirului este egal cu media geometrică a termenilor alăturați. Cel de-al doilea termen este 5 și trebuie să vedem dacă este media geometrică între radical din 5 și 5 radical din 5. Într-adevăr, dacă introducem subradical, radical din 5 ori radical din 5 ne dă 5 și obținem radical din 5 ori 5, care înseamnă radical din 25, care este 5. Cel de-al treilea termen. Trebuie să verificăm dacă 5 radical din 5 este media geometrică dintre 5 și 25. 5 ori 25 este egal cu 125, radical din 125 este egal cu 5 radical din 5. 25 este media geometrică dintre 5 radical din 5 și 25 radical din 5. Radical din 5 ori radical din 5 ne dă 5, deci obținem radical din 625, care este 25. La punctul B trebuie să scriem următorii termeni ai șirului. Și am observat încă de la punctul A care este regula. Deci, ca să calculăm următorul termen, trebuie să facem termenul 25 radical din 5, pe care trebuie să-l înmulțim cu radical din 5. Da? Deci obținem radical din 5 ori radical din 5, 5, 25 ori 5 ne dă 125. Următorul termen se obține prin înmulțirea lui 125 cu radical din 5, deci termenul este 125 radical din 5. Și ultimul termen,
125 radical din 5, termenul dinainte, calculat, înmulțit cu radical din 5, radical din 5 ori radical din 5 face 5, 125 ori 5 face 625. Termenii noștri sunt 125, 125 radical din 5 și 625. Aplicația 6. Determinați 3 numere reale pozitive știind că media geometrică a două câte două dintre aceste numere sunt 4, 6 și 8. Conform definiției, media geometrică este radical din A ori B pentru primele două numere. Am notat primul număr cu A, cel de-al doilea cu B și cel de-al treilea cu C. Deci avem că radical din A ori B egal cu 4, radical din A ori C egal cu 6 și radical din C ori B egal cu 8. Ne-am gândit să înmulțim cele trei relații și obținem radical din A ori B ori A ori C ori C ori B este egal cu 4 ori 6 ori 8. Radical din A pătrat ori B pătrat ori C pătrat este egal cu 4 ori 6 ori 8. Dacă extragem radicalul, vom avea că modul din A ori B ori C este egal cu 4 ori 6 ori 8 și cum am precizat în observația de la începutul lecției, numerele A, B, C sunt numere pozitive, obținem că A, B, C este egal cu 4 ori 6 ori 8. Și trebuie să combinăm relațiile, deci ultima relație obținută, A, B, C egal cu 4 ori 6 ori 8 și prima relație. Vom avea că facem raportul dintre A ori B ori C supra C, adică am amplificat în interiorul radicalului cu C. Radical din A ori B ori C supra C este egal cu 4. A ori B ori C am obținut că este 4 ori 6 ori 8 supra C egal cu 4 și descompunem numerele. 4 este egal cu 2 la a doua, 6 este egal cu 2 ori 3 și 8 este egal cu 2 la a treia. Obținem că 3 ori 2 la a șasea supra C radical din este egal cu 4. Adică 3 ori 2 la a șasea este egal cu 2 la a doua, totul la puterea a doua, ori C, adică 2 la a patra ori C. De unde rezultă că C egal cu 3 ori 2 la a doua, adică C este egal cu 3 ori 4, 12. Combinăm ultima relație ABC, care este egal cu 4 ori 6 ori 8, cu radical din A ori C egal cu 6. Da? Pornind de la această relație, am amplificat în interiorul radicalului cu cine îmi lipsea, adică cu B. Deci radical din A ori B ori C supra B este egal cu 6. Înlocuind, obținem că 3 ori 2 la 6 supra B egal cu 6. Adică 3 ori 2 la 6 prin ridicare la pătrat este egal cu 36 ori B, de unde B este egal cu 3 ori 2 la 6 supra 3 la 2 ori 2 la 2. Simplificăm, da? 3 cu 3 la 2 prin 3 și obținem 1 supra 3, 2 la a 6-a și cu 2 la a 2-a prin 2 la a 2-a și obținem 2 la a 4-a, adică B este egal cu 16 supra 3. Pentru ultima relație, pornind de la radical din B ori C egal cu 8, amplificăm cu A și atunci obținem radical din A ori B ori C supra A egal cu 8. Înlocuind, obținem 3 ori 2 la a 6-a supra A, radical din 3 ori 2 la 6 supra A este egal cu 8, adică 3 ori 2 la 6 este egal cu 8 la 2 ori A, adică 3 ori 2 la 6 egal cu 64 ori A, de unde obținem prin simplificările cuvenite A egal cu 3. Propunem spre rezolvare următoarea problemă. Considerăm șirul de numere reale 5, 10, 20, 40, 80, 160 și așa mai departe.
Verificați că fiecare termen al șirului, începând cu al doilea termen, este egal cu media geometrică a termenilor alăturați. Punctul B. Scrieți următorii trei termeni ai șirului. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!